În rubrica la ordinea zilei de astăzi mergem în America să vedem cum stau votările acolo, cine va câștiga, Trump sau Biden. Încă nu este clar cine va câștiga, cursa este foarte strânsă. Avem legătura în Statele Unite, în Florida, cu pastorul Titus Colțea. Ați votat? Ați votat cu cine trebuie? Am votat cu cine trebuie și am un frate în Viena care este foarte pasionat de alegerile din America și m-a însărcinat pe mine să fac să-i completez sau să mail ballots, așa că am depus două voturi. Unul pentru fratele meu, care m-a însărcinat ca să fac votul pentru el și apoi pentru mine. Sunt foarte strânse de-aceea, rezultatele. De aceea Florida a câștigat. Da. Așa, a câștigat cine trebuie. Da. Sunt foarte strânse rezultatele acum. Cum ar arăta proiecțiile? Deci, un pic poate să explicați celor care urmăresc această emisiune, cum este sistemul din America. Știu că acum, în 2016, Hillary Clinton a avut mai multe voturi decât Donald Trump și totuși a pierdut alegerile. Așa, într-un minut, cum funcționează sistemul de alegeri în America? Deci, sistemul se numește colegial. Asta înseamnă că fiecare stat are alocat un anumit număr de locuri pentru hotărârea președintelui. Pentru ca să nu se facă separare anumite state care sunt mici să n-aibă niciun cuvânt de spus în hotărârea președintelui Americii. Este un sistem foarte ingenios gândit de fondatorii Americii prin care să nu defavorizeze anumite state cu populație mai puțină față de statele care au populație mai multă și să fie un echilibru cu privire la statele federale și de modul cum să aibă ei reprezentanța în cele trei ramuri mari ale guvernului. Asta e valabil, de exemplu, pentru senatori, pentru fiecare stat, nu sunt doi, nu sunt patru, nu sunt cinci, în funcție de mărimea statului, ci pentru fiecare stat sunt doar doi senatori. La partea reprezentativă, la Camera Reprezentanților, sunt în funcție de numărul de... Iertați-mă. Sunt în funcție de numărul de voturi, adică de populație, dar în rest, senatorii și președinția este sub formă de colegii și numărul de colegii sau numărul de reprezentanți pentru colegii este totuși în funcție de numărul populației. Nu este exact. Motiv 100 de milioane de voturi au fost voturile prin corespondență sau voturile anticipate. Deci în Statele Unite, spre deosebire de România, cu 40 de zile în unele state înainte de alegeri, în altele cu 5 zile înainte de alegeri, oamenii pot să-și depună votul. Deci au fost deja, dintr-un număr estimat de vreo 150-160 de milioane de voturi, deja 100 de milioane au fost deja exprimate. Înainte de ziua votului, înainte de ziua de 3 noiembrie. Da, e adevărat. E adevărat. A fost o participare fără egal. Nu s-a mai întâmplat niciodată o asemenea participare la vot, pentru că miza este mai mare decât oricând. Credeți că va dura mult până se definește clar cine va fi noul președinte? Am înțeles, până se numără toate voturile trimise prin corespondență, etc.? Chestia asta este mai greu să anticipez cât va dura, dar ceea ce pot să spun din cauza convingerilor spirituale și morale pe care le am este că președintele Trump va câștiga. Asta pot să spun cu convingere personal, sigur că nu este o reflexie în prezent a numărului de voturi care au fost citite, dar când va fi peste o săptămână sau două, nu știm, dar eu am confidența că Donald Trump va câștiga și al doilea termen. Spunea Trump că în caz că nu câștigă, va pleca din America. Dacă el nu câștigă, nu știu de ce, se gândea că va trebui să plece din America. Da. Ce este în spatele celor doi? Aș vrea să vorbim despre partea spirituală, pentru că spune Biblia, Dumnezeu este cel care ridică și coboară împărați. Care sunt curentele de gândire? Care sunt valorile sau non-valorile din spatele celor doi candidați? Deci asta este întrebarea, de fapt, de bază. De ce America este mai în centrul opiniei publice mondiale când e vorba de alegeri decât oricare alt stat
Nu cred că mai este vreun stat de pe fața Pământului care să creeze atâta interes pentru cine urmează să fie următoarea echipă prezidențială sau legislativă a țării. Poate și din cauza că americanii știu să facă show din orice. Nu cred, nu neapărat, poate fi și asta, dar motivul pentru care cred că este țara asupra căruia toți ochii lumii sunt îndreptați, este pentru că America, dintre toate națiunile Pământului, a hotărât să fie înființată de oameni care au fugit de persecuția religioasă din Europa și au determinat să facă o țară care să fie condusă după principiile Bibliei. De aceea bătălia este mare pentru America, pentru că în ultimii ani de zile este un asalt la adresa Constituției Americii fără precedent. Să se erodeze ceea ce înseamnă într-un fel Magna Carta pe care a fost fondată America. Și asta este exact ce s-a întâmplat cu poporul Israel. În Deuteronom, capitolul 26, se spune, 28, se spune în felul următor. Dacă vei asculta de aceste cuvinte pe care ți le dau astăzi, păzindu-le și împlinindu-le, dacă nu te vei aparține nici la dreapta, nici la stânga, te voi face să fii deasupra tuturor națiunilor Pământului, să ai întietate asupra tuturor națiunilor Pământului. Te voi binecuvânta în cetate și te voi binecuvânta în câmp, te voi binecuvânta în agricultură și te voi binecuvânta în industrie. Te voi binecuvânta din punct de vedere al investițiilor. Pe tot ceea ce vei pune mâna, vei izbuti. Te voi binecuvânta din punct de vedere financiar. Niciodată nu vei lua cu împrumut, ci vei da cu împrumut. Te voi binecuvânta din punct de vedere al capacității de apărare militară, națională. Pe un drum vor ieși dușmanii împotriva ta și pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Te voi binecuvânta din punct de vedere a prosperității materiale, prosperității familiare, prosperității economice, vei fi totdeauna cap și nu coadă. Niciodată nu vei fi jos și sus. Cine este națiunea în prezent care în ultimii, hai să zicem, 50 de ani întrupează aceste binecuvântări? Este America. Vrem, nu vrem, ea este întruparea acestor binecuvântări. Pentru că era țara care s-a apropiat cel mai mult de păzirea și ascultarea de legile Domnului. Dar interesant că a început în 1973 și chiar în urmă cu o săptămână, le spuneam celor care urmăresc emisiunile noastre, a fost o foarte mare victorie pentru domnul Trump și anume la Curtea Supremă a Statelor Unite a fost numită Amy Coney Barrett, o judecătoare conservatoare care înclină astfel balanța în Curtea Supremă a Statelor Unite 6-3 în favoarea conservatorilor. Curtea Supremă a Statelor Unite a legalizat avortul în 1973, mă rog, a fost cunoscutul proces Roe vs. Wade, de asemenea în 2015 a impus acceptarea căsătoriilor homosexuale în toate statele americane, deci Curtea Supremă are un rol foarte mare și judecătorii de acolo sunt aleși pe viață, spre deosebire de președintele Trump, care dacă iese doar 4 ani are de conducere, însă această judecătoare va fi pe viață. Deci, cum vedeți această notă pe care o dă America? Din America a început legalizarea avorturilor, din America au început mișcările homosexuale, feministe, cu toate că este, pe de altă parte, așa cum spuneați, sub binecuvântarea clară a lui Dumnezeu. Deci, aș vrea să continu ideea pe care am început-o, dacă se poate și avem timp, și anume, așa cum binecuvântarea lui Israel era condiționată de ascultare și prosperitatea lor a fost evidentă când au ascultat și dacă citiți cartea Judecătorii, vei vedea că în momentul este un ciclu repetitiv de 7 ani, de 14 ani, de 40 de ani în care atunci când ascultă, au binecuvântare. Când nu ascultă, sunt asupriți de toate popoarele din jur și sunt în mare nevoie și în strâmtorarea lor acută strigă către Domnul să întorc din nou la lege și la mărturie. Și asta s-a întâmplat cu America. America este construită pe principiile Bibliei. Toți fondatorii Americii au fost niște genii în gândirea socială,
în gândirea politică, în gândirea teologică și ei au realizat că prosperitatea Americii depinde de cât de multă Biblie este incorporată în gândirea, Constituția și funcționarea ei. Și ceea ce a ținut America să fie în prezent, adică națiunea numărul 1 cu influența cea mai mare a fost faptul că la fiecare 40-50 de ani America a beneficiat de treziri spirituale repetitive, care au reînnoit, care au reînforțat fibra morală. În 1840, Alexis de Tocqueville, reprezentantul Franței, este trimis în America să studieze de ce America, în decurs de 50 de ani, 40-50 de ani, este cea mai influentă națiune de pe fața Pământului. Și Franța de 1000 de ani a fost națiunea numărul 1, de la Carol cel Mare, din 800 până la 1800, ea a fost națiunea numărul 1 a lumii, cu influența cea mai mare. Și de ce America, în decurs de 40-50 de ani, i-au luat locul? Și el vine și spune în următor, m-am dus să studiez în ce constă măreția Americii. Și când m-am uitat la porturile ei mari, m-am uitat la râurile ei mari care unesc națiunea. M-am uitat la câmpiile ei imense, m-am uitat la senatul lor, m-am uitat la educația lor și nu am găsit secretul Americii până am intrat în bisericile lor. Și am ascultat predicatorii cu zel sfânt chemând America să fie bună, chemând America la legea lui Dumnezeu. Atunci am realizat unde constă măreția Americii. America extraordinar, extraordinar ce spunea omul acesta. America este mare pentru că America este bună. Și America va înceta să fie mare când va înceta să fie bună. Și asta e situația în prezent. Este o amenințare teribilă ca America să nu mai fie bună. Și asta este ceea ce observația lui Alexis de Tocqueville în Democracy în America, scrisă la 1840. Cum vedeți tendința actuală? Deci președintele Trump se opune clar avorturilor, nu susține mișcarea homosexuală, a mutat ambasada Statelor Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Comparativ cu contracandidatul său, Joe Biden, care susține avorturi și în special candidata la postul de vicepreședinte din partea democraților, Kamala Harris, care susțin avorturile până în ziua nașterii. Deci cum vedeți cele două? Sunt gândiri complet diferite. Aici mi se pare că e o alegere între viață și moarte ce aveți de făcut în America. Mă întorc înapoi la ceea ce este grila sau standardele după care putem să judecăm prosperitatea sau mizeria și toxicitatea unei națiuni. Ferice de națiunea a cărei Dumnezeu este Domnul. Neprihănirea înalță o națiune. Și America este în prezent, datorită milei și îndurării lui Dumnezeu, națiunea cea mai binecuvântată și prosperă din toată istoria lumii, din cauza faptului că a ascultat și a împlinit legea lui Dumnezeu mai tare decât oricare altă națiune. Și aceste valuri repetitive de treziri spirituale, 1740, 1840 iară finii, 1859 Moody. Ultima a fost în 1968-69 Jesus Movement. O mișcare mai de amploare, dar nu la dimensiunea în care a afectat toată națiunea, cum a afectat celelalte treziri spirituale înainte. Și este o degradare progresivă morală. Și biserica, într-un anumit fel prezentă, din ultimii 30-40 de ani, și-a abrogat chemarea de a fi sarea pământului și lumina lumii. Pentru că Trump încearcă să facă politic, dar dacă această revoluție nu este făcută moral, nu este făcută spiritual, n-are nicio șansă. Foarte bine punctat, da. Și numai o trezire spirituală care afectează fibra morală a Americii, poate ca să rezolve criza în care este America.
Eu am călătorit imediat după Revoluție, am organizat evanghelizări pe stadioane în România, în Ucraina, în Rusia, până la capătul pământului, dincolo de cercul polar și până la Oceanul Pacific. Și era o deschidere fenomenală în tot lagărul comunist pentru prezentarea Evangheliei. Dar mi-am dat seama imediat, pentru că chiar în primele zile am fost implicat în Frontul Salvării Naționale, am fost ales în Frontul Salvării Naționale, dar imediat m-am dat seama că nu este nici o șansă pentru ca să se implementeze democrația într-o națiune care nu are o anumită calitate, fibră morală, responsabilitate civică, nu se poate trăi democrație. Democrația este un experiment care a fost practicat de greci și a dus la fiasco. Au încercat ceva democrație să facă și în Senatul Roman. Roma a încercat anumite chestii de democrație, dar care n-au ținut. Până au fost bătăi teribile în interiorul Senatului și totdeauna cine a fost mai este legea de aur. Și legea de aur este următoarea. Cine are aurul, face legea. Cine au banii, fac legile. Da. Și asta este în prezent peste tot în lume. Singura țară de 100 de ani care a practicat more or less, mai mult sau mai puțin, democrația a fost America. Spunea fostul președinte francez despre actualul președinte, despre Macron, fiind întrebat dacă el crede că Macron este președintele celor bogați. Fostul președinte al Franței spunea nu, nici vorbă. Este președintele celor foarte bogați. Da? Deci democrația este o utopie fără o reformă morală care să atingă oameni de rând, majoritatea maselor. Fără ea este o utopie. Spunea, cred că Churchill, democrația este un sistem foarte prost, însă n-avem altul mai bun deocamdată. Da. La final, ce credeți că ar trebui să facă un credincios din Statele Unite, indiferent cine va câștiga? Și ne rugăm să câștige cine vrea Dumnezeu. Ce ar trebui să facă practic? În maxim o săptămână, două săptămâni, va fi clar, președintele la locul lui, în casa lui albă, fiecare în casa lui. Dar, practic, ce trebuie să facă pentru această trezire despre care spuneați că este nevoie? Deci ultima a fost în urmă cu vreo 50 de ani în America. A fost în urmă cu 40-50 de ani, dar nu la extensia care a fost celelalte treziri spirituale care au afectat toate statele și au afectat 80-90% din populația Americii. Ceea ce îi de făcut rămâne același principiu. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Legea pe care a dat-o Dumnezeu pentru poporul Israel nu este numai pentru ei, ci legea aceasta sunt principiile de operare și guvernare pe care le are Dumnezeu pentru societatea umană. Legea aceasta a fost dată pentru evrei nu în a separa sau a dezavantaja celelalte națiuni, ci a oferi un fel de lecție deschisă, de națiune care să fie cap și nu coadă și celelalte națiuni din jur să vină să zică: domnule, de ce sunteți voi așa de binecuvântați? De ce sunteți voi așa de prosperi? Și ei să zică: pentru că respectăm legea lui Dumnezeu. Japonia, după ce a fost înfrântă, știți ce a făcut? Domnule, vrem Constituția voastră. Vrem legile voastre, pentru că e clar un lucru. Legile voastre sunt mai bune decât legile noastre. Și Japonia, care era mai puternică, una dintre cele mai puternice națiuni ale lumii, a îmbrățișat Constituția Americii, realizând că asta face o națiune mare. Legile drepte și sfinte pe care le are Constituția Americii. Și Japonia s-a dezvoltat economic foarte puternic și a devenit o foarte mare putere a lumii, și economică și financiară, folosind, cum spuneți noastră, luând doar principiile lui Dumnezeu. Nu l-au luat pe Hristos. Japonezii n-au devenit creștini, însă au luat principiile creștine care au constituit o mare binecuvântare.
Este ideea asta, domnule, dacă nu poți să fii 100% perfect, măcar încearcă 50% să te apropii de perfecțiune. Și asta s-a întâmplat cu ei. N-au mers până la 100%, dar s-au dus 50% și au îmbrățișat tot ceea ce era așa de frumos și de bun în Constituția Americii. Da, Dumnezeu să dea binecuvântare, așa cum obișnuiesc americanii să spună, God bless America, Dumnezeu să binecuvânteze America, să binecuvânteze China, care se ridică ca o mare putere, dar necreștină, să binecuvânteze lumea întreagă și România. Mulțumim frumos! Ceea ce eu cred este că exemplul pe care îl avem, de exemplu, în Coreea de Sud, o națiune care în urmă cu 50 de ani, 60 de ani era complet păgână, astăzi este 40% creștină și dedicată și economia ei și GDP-ul ei rivalizează cele mai mari puteri ale lumii. Așa că e clar un lucru. Exemplul pe care îl avem, pe de-o parte, în istoria poporului Israel, dar mai ales în ceea ce vedem în America, ceea ce vedem în alte, în urmă cu 100 de ani, a spune creștin era echivalent cu a spune lume civilizată. A spune creștinism era civilizație. Dumnezeu să ne ajute și în urmă cu vreo, tot așa, cu vreo 50 de ani, când spuneai în România pocăit, spuneai om de caracter, om adevărat. Dumnezeu să ne ajute să fie și acum la fel. Da. Adevărat. Ne rugăm pentru Trump, ne rugăm pentru Biden, Dumnezeu știe cine va fi președinte, dar rugați-vă și dumneavoastră pentru președintele României, Klaus Iohannis, și el să se prăbușească pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să recunoască faptul că are nevoie de călăuzire și de înțelepciune de la Dumnezeu. Vă mulțumim și așteptăm vești bune. Așteptăm și vești bune. Mulțumesc și eu. Să aveți o zi bună. La fel, a fost împreună cu noi din Florida, pastorul Titus Colțea. Am discutat despre alegerile din America.